Tiberiu Costea se află la începutul celui de-al doilea mandat la conducerea administrației locale din Lungești. Preluarea primăriei cu datorii, dar și faptul că a avut în acești 4 ani în Consiliul Local mai mult decât ostil, i-au îngreunat liberalului demersurile în vederea modernizării comunei. Împreună cu echipa sa de aleși și cu angajații primăriei, liberalul Costea a întocmit proiecte care vizează dezvoltarea localității. În prezent, Primăria Lungești are în implementare un proiect finanțat prin Ordonanța de Urgență 28 pentru modernizarea mai multor străzi, dar și pentru introducerea rețelei cu apă și canal. Am ajuns să introducem 40 de kilometri de conductă de apă. Am terminat sistemul 1 de alimentare cu apă cu 3 puțuri forate, lucrăm la sistemul 2 unde e deja un puț forat și o să urmeze să monteze bazinele. Am introdus 22 de kilometri de canalizare și lucrăm la stația de epurare. Am terminat de asfaltat două straturi, un drum vicinal DC53 se numește, plus o uliță vicinală cu ulița bisericii. Am reușit să asfaltăm 4,2 km din 5,2 pe ulițe, deci drumuri de interes local. Urmează, acum se lucrează la asfaltarea kilometrului rămas. Am reușit să construiesc două poduri pe situații de urgență. Am construit un al treilea pod în același proiect cu drumuri de interes local. Urmează să fie finalizat. Deci, în proporție de 70-80% din cele 4 investiții pe care vi le-am enumerat sunt realizate. Urmează să facem eforturi suplimentare, să zic, în luna octombrie până la jumătatea lunii noiembrie, când se va putea lucra, să cel puțin 3 dintre aceste obiective să fie aproape de 100% finalizate, respectiv sistemul 1 de apă și de canalizare, vicinalul 53 unde se mai lucrează la șanțurile pereate și să ne rămână șanțurile pereate pe drumurile de interes local, deci pe ulițele care făceam referire. Asta înseamnă 5,2 km de șanțuri pereate. Edilul Vâlcean este nemulțumit că nu a reușit până acum să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea comunei Lungești. Sistemul este simplu. În situația în care ai toată documentația pusă la punct, în situația în care firmele respective lucrează, nu există vreo variantă să ai imposibilitatea de a primi bani. Se lucrează, se fac devize de lucrări, se fac fazele, vine dirigintele de șantier, verifică lucrarea, semnează documentația, se face anexa 4, se merge la București, se depune și noi n-am avut întârzieri mai mult de, hai să zic, 14, 15, 20 de zile de la depunerea anexelor până la data plătită. Din punctul meu de vedere, ordonanța 28, care bineînțeles a fost transformată, ca să zic așa, acumulată cu celelalte de a fost înaintea ei cu 577 și 7 sau cât au mai fost, a mers foarte bine. Adică eu nu sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Atâta timp cât derulez proiecte de milioane de euro, când decontez milioane de euro și când se văd efectiv investițiile făcute, cum să pot să spun că nu merge ordonanța 28? Dimpotrivă, pot să spun că n-au mers sau nu merg investițiile pe fonduri europene. Asta da, pot să confirm lucrul ăsta, pentru că nu avem momentan niciun proiect, chiar dacă le avem semnate, chiar dacă sunt unele în curs de a se semna și sunt depuse, nu avem niciunul demarat. Pentru a face economii la bugetul local, conducerea primăriei Lungești a hotărât recent să achiziționeze biciclete pentru angajați. În urma acestei măsuri, localnicii susțin că relația dintre ei și angajați s-a schimbat de când ei se deplasează cu bicicleta. Comuna Lungești, în care trăiesc aproximativ 4.000 de locuitori, este una dintre cele mai mari localități din județul Vâlcea.